Astăzi vă veți declara alegerea, de fapt, care vedem că ați făcut-o. Pentru că viața de familie este, din acest punct de vedere, o alegere. Au fost alte situații în istorie când alegerea se realiza mai puțin sub voința tinerilor și mai mult sub autoritatea părinților sau chiar a altor factori decidenți din societate. Dar, pe ansamblu, alegerea lor sau altora este viața de familie, rezultatul unei alegeri și rezultatul acceptării alegerii. Veșnicia, care v-am spus că începe cu o nuntă, va fi de asemenea rezultatul unei alegeri. Aș vrea la nunta aceasta să vă vorbesc despre eligibilitate maritală. Eligibilitate, adică dreptul de a alege și dreptul de a fi ales. Să vă prezint câteva situații din Biblie pentru relația pământească a vieții de familie și apoi despre felul în care putem să fim aleși pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Haideți să privim mai întâi la câțiva băieți, cum și-au ales miresele, nevestele. Și dacă sunteți aici necăsătoriți, încercați și vedeți pe care din aceste variante le alegeți. În Cartea Judecător, capitolul 14, este prezentat un băiat bun, promițător, judecător în țară, despre care scrie în versetul 2 că a ajuns acasă și a spus părinților săi: am văzut o femeie, alegere după ochi, după ceea ce se vede, luați-mi-o acum de nevastă. Modul acesta de a alege este destul de vechi în istorie, poate prima mențiune este cea din Genesa capitolul 6, unde scrie în versetul 2, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de nevestea pe acelea pe care le-au ales. Frate Alex, ai ales. Dar după ce am auzit până acum, se pare că nu neapărat după criteriul lui Samson, nici nu-i de dorit. Știți că sărmanul de el n-a avut noroc nici de nuntă. Și a ales una care să-l necăjească la nuntă și să nu trăiască cu ea nicio zi. Ia-mi eu că-mi place. Alegere după ochi. Alegere ca în filme. După ceea ce se vede. Și apoi ce urmează este un alt episod de film. Episod care se vrea urmat de un altul. Episoade care nu-s de dorit. De aia nici nu zăbovesc asupra acestui modalități de a alege. Găsim în Cartea Judecător, spre final, un alt mod de a alege, l-am numit eu circumstanțial, în sensul că aceia n-au prea avut de ales, erau într-o situație critică. Se mai întâmplă asta când avem de-a face poate cu cineva bolnav sau cu o văduvă, cu situații de război, situații critice, când nu prea există opțiuni și nu se mai pune mult problema frumosului că sunt alte necesități, nevoi. Scrie aici că din tribul lui Beniamin n-au rămas decât câteva sute de băieți. Fete, niciuna. N-ar fi fost asta problema, dar toți ceilalți din Israel luaseră jurământ să nu dea fete la băieții aceștia, că s-au răzvrătit împotriva Domnului și a întregii țări. Dar la un moment dat le-a părut rău, moare tot tribul. Și-au găsit în țară, într-o localitate în Iabesul Galadului, că cei de acolo nu fusese reprezenți la hotărâre. Și de acolo le-au luat fete și scrie în Judecător 21 cu 14, în timpul acelea beniamiții s-au întors și li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viață. Nu știu ce a mai fost de ales prea mult, că au fost mai mulți băieți decât fete. Pentru diferența rămasă fără fete, s-a găsit un alt mod de a alege. Citesc versetul 21, dar înainte vă prezint cadrul.
Fetele s-au adunat la sărbătoare, urmau să danseze, ei se teau la pândă și... Acum versetul. Uitați-vă și când veți vedea pe fetele din Silo ieșind să joace, să ieșiți din vii și să vă luați fiecare câte o nevastă în fetele din Silo, să vă duceți în țara lui Beniamin. Alegerea a fost așa cam pe fugă, cu nu știu câți kilometri la oră. A luat-o și fuga cu ea acasă. N-a avut prea mult vreme să se uite, e bună, nu-i bună. Probabil a văzut-o că nu șchiopătează, dacă ori fi fugit fetele de frică. Sperăm că nu-i cazul. Trăim în libertate, în pace, să vă alegeți o fată așa, să stai la gura podului și care pică sau care coboară prima pe scară, o ieși acasă. Vă prezint un alt mod de alege, mai regesc. Ahasveros urma să-și aleagă soția, regina. Și spune Scriptura în Cartea Estera, capitolul 2, versetul 3, hai și 2. Să caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. În împăratul să pună în toate ținuturile împărăția lui dregători, însărcina să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase. Observați criteriile. Băieților, vă doriți o fată frumoasă? Nicio problemă. Foarte bine. Dar să fie și fecioară. Împăratul a ținut să fie fecioară. Nu vină mâine poimne careva la curtea regală să spună, asta e nevasta mea. Fetelor, atenție așadar, se caută nu doar fete frumoase, și fecioare. Cum scrie despre Rebeca, Genesa 24:16, niciun bărbat n-a avusese legătură cu ea. Și acum, pe lângă relația live, trebuie să verificăm și virtual. Dacă n-a avut relație online. Și a mai fost aici un criteriu la care împăratul atât de mult a ținut încât și-a amânat nunta cu un an să corespundă fata și la acel criteriu. Vă citesc în continuare versetul 3. După ce le-a adunat pe toate fecioare și frumoase, le-a dat pe mâna eunucilor ca să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească ungându-se 6 luni cu unt de lemn de mirt și 6 luni cu miresme și mirosne femeiești. Nu vreau să vă dau temă pe 12 luni, să faceți așa. Că știți că Estera nu a excelat în farduri. A rămas la o limită a decenței, a modestiei, că nu asta i-a făcut trecere înaintea împăratului. Vreau doar de aici să extragem ideea că o fată trebuie să se gătească. Ce înseamnă asta? Noi știm că avem un om din afară și unul dinăuntru. Vedeți să nu puneți mai mult un soare pe ăla din afară decât pe ăla dinăuntru. Că asta pe ăsta din afară curge. Așa cum s-a întâmplat odată cu o doamnă care a venit la adunare, toată era vopsită și când a dat harul Domnului în adunare, curgeau și roaie, tot i-a brăzdat fața unsă. Mireasa noastră nu, mireasa de astăzi n-a excelat în a unge pe cele din afară, dar deja ați auzit că pe dinăuntru e unsă bine. Și asta rezistă. Scrie în 1 Petru despre femei că după ce se mărită, nu cât îți de frumoase te va întreba cineva, că toate bătrânesc. Și babă frumoasă nu este. Dar te va întreba, e bună nevastă? S-a gătit? Sau doar așa? Pe din afară, cu vopsele. Acum și cele mai în vârstă, tot se gătește, tot întind pe piele și... Arată vopsite la bătrânețe, știți cum, din spate liceu, din față muzeu. Nici cum. Așa că rămâneți naturale, că e mult mai bine. Împăratul a ales-o și s-a dovedit a fi
o regină care și-a meritat coroana. Frate Alex, sperăm să nu fii dezamăgit, după ta laudă în ziua anunții, Elida, să nu fie așa. Să te poți bucura de ea. Așadar, țineți cont, o fată, ca să aibă parte de a fi regină, trebuie să corespundă, nu doar așa să fie luată la întâmplare. Băieților, iată cum ar trebui să fiți aleși și voi, și care au fete, nu neapărat se grăbesc să le vândă la primul cumpărător. A fost un băiat, un bărbat în Scripturi, se numea Caleb. Nu știu dacă avea mai multe fete, poate a avut numai una ca mine. Dar a ținut neapărat să se mărite bine. Și scrie aici în cartea Judecător, capitolul 1, versetul 12. Voi da pe fiica mea axa de nevastă cui va bate Chiriat Seferul și îl va lua. El era un luptător. Să nu-mi dau fata la un slăbănoc. Dacă vrea cineva să-mi fie ginere, atunci să dovedească asta pe front. Era o vreme de război. Și s-a dovedit că Otniel este un om capabil. Dați-mi voie să-l laud și eu puțin pe Mire dacă așa se procedează. Aici la Samariten s-a evidențiat în mod deosebit prin sistemul de vizitare a bolnavilor, de organizare. Samaritenii s-au implicat și în Oltenia. Fratele Dinică mi-a spus aici după amvon că ei de fapt se numesc nu numai samariteni, samarolteni, că s-au implicat foarte mult în acea zonă. Să-i dea Dumnezeu harul și mai departe, dați în faptul că liderul de la Samariten pleacă puțin, o parte din atribuții le va prelua el. Așa că, sora Elida, dacă ai vrut unul care îi place cu organizarea, axa l-a lăsat și după aceea cu slujba. Și Odniel a devenit judecător. Ți-ai ales un om de slujire, trebuie să accepți slujirea. Vă mai prezint încă un socru care nici el n-a vrut să dea fetele cu ușurință. Se numea Laban. Era puțin materialist. Și a zis Iacob, uite, fata asta îmi place, e frumoasă, e fecioară. Și socru, dar știi, la noi sunt niște obiceiuri, trebuie să o dau întâi pe cea mai mare, dar asta a fost numai vorba în față, dar de fapt vreau altceva nascuns. Să-mi slujești tu 7 ani și ți-o dau. 7 ani, auzi? De cât timp pețești pe sora Elida? Nici de 7 luni, nu? Ai avut socri mai buni. La bani era un om cu o gospodărie mare, era fermier. În vremea aceea așa se trăia. Ia să văd eu băiatul ăsta. Și este în stare să muncească. Recent, o fată ne-a spus că a venit un pețitor, el la țară, harnic, are mușchi așa ca de bărbat. Și l-a întrebat pe el, tu te pricepi așa să muncești? Zice, nu, dar poate învăț. Zice, las că vine altul care știe deja. Și l-a refuzat fată. Da, ai drept să-i alegi și ca fată. Și părinții pot să spună un cuvânt prin felul în care te-au educat, prin părerea care o vor avea, dar adevărații băieți se pregătesc și ei. Pentru un bărbat, un om care se căsătorește, munca e ceva necesar. Eu am spus și altă dată, băieții care nu vor să muncească ar trebui fugăriți undeva la mănăstire. N-au ce căuta să fie familiști dacă nu-s harnici. Așadar, să știți că cine cunoaște valorile nu acceptă orice. Dar, rețineți acum, dacă oamenii când e vorba de o căsătorie pământească își permit să aleagă, să cântărească și cu atât mai mult dacă au de unde alege, cresc pretențiile, ridică ștacheta. În Matei, capitolul 22, este scris că Dumnezeu vrea să facă și El o nuntă regească. Spune Cartea Sfântă, citesc de la versetul 2, un împărat a făcut nuntă fiului său. Dar știți că de regulă împărații au mai mulți copii. Prima alegere a fost
care dintre fii va moșteni tronul? Dumneavoastră știți că în Scripturi Domnul Iisus este numit alesul lui Dumnezeu și că în Biblie sunt trecuți mai mulți ca fii al lui Dumnezeu? Temă pentru acasă. Să găsiți unde scrie în Biblie că Domnul Iisus este numit alesul lui Dumnezeu. Adică dintre toți fiii lui Dumnezeu, el a fost ales să fie prins moștenitor și mire al cerului, binecuvântat să-i fie numele. Amin. Dar acum trebuie o aleasă pentru el. Domnul ca și Otniel, ca și Iacov, dacă vreți, și-a dobândit titlul prin luptă, prin muncă. N-a fost ales la întâmplare, s-a dat așa cu zarul în cer. Care din fiii lui Dumnezeu să fie prinț? A fost unul care a zis, iată-mă, mă duc în sulul cărții, este scris despre mine. Și din cer, în perioada de vârf a alegerii, s-au auzit cuvinte, acesta e fiul meu prea iubit, în el îmi găsesc toată plăcerea. Și a fost alesul cerului. Și pentru noi credincioși este și alesul nostru. O femeie în vârstă din zona Clujului se tot gândea care credință o fi bună. Și într-o noapte a visat că a venit un înger la ea și i-a zis, tu te pricepi să brodezi sau să croșetezi, ceva de genul ăsta. Să-mi faci pe mâine noapte un chip al Domnului Iisus și unul a Fecioarei Maria. Ea a spus visul familiei, dar n-a făcut nimic, a fost un vis. În noaptea următoare îngerul a revenit și a zis, ai făcut cele două chipuri ce ți-am spus? Și ea a zis, în vis, da. Și i s-a spus, alege unul dintre ele, nu poți cu amândouă. Și ea s-a gândit, eu îl aleg pe Domnul Iisus că el a murit pentru noi. Și îngerul i-a zis, dacă l-ai ales pe el, a lui să fii. Dimineața când s-a trezit, a spus familiei, chemați pe pocăiți că eu mă botez. Dar zis, de ce? Așa am înțeles eu din vis, că la noi le ortodoxi și cu Maria mai mult, dar la ei numai cu Iisus. Eu am ales azi noapte pe Iisus și acum trează tot pe Iisus îl aleg. Dar se pune marea întrebare, ne va alege și Domnul Iisus pe noi? Că noi ne putem lăuda, să ne numim prințesa cerului, nu? Eu voi fi mireasă. E vorba de câte un băiat bun, vă spun asta ca slujitor, de regulă mai multe fete se așteaptă, numai că acum nu-i vreme cu harem. Și celelalte trebuie să se reorienteze. Veți fi aleși? Dumneavoastră veniți din Arad, din Oltenia. Aleșii Fiului lui Dumnezeu ai Tatălui Ceresc, scrie aici că vor fi invitați la nuntă. Astăzi vi se adresează o invitație. Veniți la Domnul care vrea să vă mântuiască. Și a primit acolo în odaia de nuntă, spune Scriptura aici, Matei 22, interesant, robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și bun și răi, nu contează că ai furat ori n-ai furat, că ai fost credincios sau mai fost un bandit. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeți, a zărit acolo pe un om care era îmbrăcat, nu era îmbrăcat cu haină de nuntă. Prietene, i-a zis el aici, cum a intrat fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Căci mulți sunt chemați, sunt cuvintele Fiului Dumnezeu, dar puțini sunt aleși. Asta ne-o spunem nouă, membrii biserica aceasta, vă spunem dumneavoastră ca și invitați ai noștri astăzi. Veți fi aleși? Vom fi aleși? Noi ne rostim alegerea. De exemplu, sunt băieți care se uită așa peste fete și sunt fete care nu știu că atunci ai pornit camera video pe ele. Poate vorbesc așa ușuratic, nu sunt serioase și spune băiatul, dă-i pace, nu mă încurc cu ea. Bun, dar băieții nu văd întotdeauna pe fetele, se pot ascunde, nu? Da, Domnul Iisus ne vede ce facem tot timpul? Vedeți? Să nu trăim doar așa, mergem la biserică și în rest, după colț, facem ce vrem. Dumnezeu va alege pe cei care sunt
credincioși și care doresc sfințirea și îl doresc pe Dumnezeu mai mult decât orice? Să vă citesc doar câteva versete. Spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, versetul 12, astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie aleși? Ca să aibă haine de nuntă, să se pregătească. Sfinți, prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Pe aceștia alege Dumnezeu, nu pe nervoși, nu pe cei mândri, pe cei smeriți. De astfel de oameni îi place lui Dumnezeu. Să vă citesc un alt verset care ne vorbește despre alegere. Petru își adresează epistola la niște aleși și scrie în a doua epistolă, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Adică Dumnezeu îți trimite ca la fata ce trebuia să fie nevasta lui Ahasveroș, îți lasă lucrurile de gătit, să te ungi, să te pregătești pentru nuntă. Ai la dispoziție viața aceasta. Făgăduiți nespus de mari și scumpe. Ce făgăduiți? Să fii mireasa Fiului Dumnezeu în cer, adică să te leagă Dumnezeu, să fii alături de El pentru eternitate. De aceea dați-vă și voi toate silințe, ca să uniți cu credința voastră fapta, înfrânare, evlavia, dragoste de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Un frate bătrân din Iași mi-a povestit că a avut într-o noapte un vis interesant. Se făcea că în biserica lor era nunta mirelui ceresc. Și a venit un mire îmbrăcat în slavă. Și a întrebat cineva, unde-i mireasa? Și păstorul a zis, aici sub amvon. Să iasă mireasa. Și a ieșit o mireasă cu haine mototolite dintr-un culcuș de paie. Toată paie încerca acum să scuture, să îndrepte haine, dacă nu au fost călcate la vremea lor. S-a uitat spre ea și a zis, cu așa mireasă nu fac nuntă. Și atunci s-a ridicat întrebarea, dar nu te mai căsătorești? Mă voi căsători cu sora ei mai mică, pe ea o refuz. Și visul a fost cu 20 ceva de ani în urmă și am întrebat pe bătrân, tâlcuiește-mi-l. A fost o generație atunci de oameni neserioși și Dumnezeu a refuzat, i-a lepădat și s-a îndepărtat de biserică. Și au trecut 20 de ani și s-a ridicat o altă generație care l-a căutat pe Domnul în smerenie cu pocăință. Și ăștia credincioși, spunea bătrânul, ăștia vor fi în cer cu Domnul Iisus. Are Dumnezeu drept să aleagă, dragii mei? Vom fi noi ca o mireasă? Scrie în Apocalipsa, capitolul 21, cum va arăta cetatea aceea cerească. 21:2, și am văzut coboruse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă în Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, podobită pentru bărbatul ei. La un mire ca Domnul Iisus, la o locație ca Ierusalimul Ceresc, mergem noi cu zdrențele noastre, cu supărările noastre, cu mofturile noastre? Nu! No. Dumnezeu să vă ajute să vă cercetați, dragii mei, ca să fiți cu adevărat aleșii lui Dumnezeu. Repet și închei, nu știu dacă în viața asta ați făcut cea mai bună alegere când v-ați căsătorit. Dacă ați ales așa, circumstanțial, la vedere, sau ați avut o pretenții de palat. Nu știu, băieților, ce ați plătit sau noi cât de ușor am cumpărat fata. Dar țineți cont. Dacă aici în viață oamenii pot greși și se căsătoresc cu cine nu s-au așteptat și se trezesc lângă ei, dându-și seama ulterior că nu au făcut cea mai bună alegere, cu Dumnezeu nu merge. Dumnezeu ne probează, a fost probat și Fiul Său, ne așteaptă o cetate eternă și Dumnezeu se uită peste toți fiii oamenilor, spune Scriptura. Și dintre noi va alege. Și ăsta va fi ultimul episod când se va vedea aleși.
va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Și pe cine va aduna? Știți cum spune textul biblic? Pe aleșii săi din cele patru colțuri ale pământului. O, de ne-am ridicat și noi în ziua aceea. V-aș dori să zburați deodată. Să spuneți, mai avem noi o frumoasă cântare, te-am ales, te-am ales dintre mii și mii. Să fiți eligibili și la Dumnezeu. Să fiți aleși. E dreptul nostru de a alege valorile și dreptul lui Dumnezeu de a ne alege pe noi, dacă am știut să alegem bine. Amin.